Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu. Ne-am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire. Ne propunem și astăzi să căutăm în istoria personală a invitatului nostru momente zero, momente în care l-am întâlnit pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Îi spunem bun venit pastorului Corinis Vernariu din Australia, de la Biserica Baptistă Dallas din Melbourne. Bine ați venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Un pastor cu experiență lungă, pastorală atât a bisericilor românești din diaspora, dar și a bisericilor australiene. De 36 de ani sunteți pe continentul acesta și, da. practic, o viață de om v-ați trăit acolo. Nici mai știu ce vă socotiți. Român, australian. Român. Român. Da. român în Ro străinătate. Român în Australia. Aveți o poveste pe continentul australian, dar aveți o poveste împreună cu Dumnezeu. Da. În ce moment ați dorit să ne oprim? Um, am fost născut în. Uh... Moldova Nouă, județul Caraseverin, într-o familie de baptiști. Până la vârsta de 14 ani, 15 ani, mergeam cu părinții la biserică, am cântat în orchestră și apoi am mers la Craiova, după ce am terminat școala uh, generală. Și în primul an, școala uh, se numea Liceu Industrial Energetic, LIE Craiova, pe Ipe Pavlov. Nu ați uitat niciun detaliu. Nu. Și uh, în primul an am fost băiat cu minte. Am căutat biserică. În al doilea an am uh, încercat să merg mai rar la biserică și chiar deloc. Și aș putea să spun că din momentul acela, deci fi avut 16 ani, n-am mai avut... Uh, mergeam la ca Când mergeam în vacanță, pentru, de dragul părinților, mergeam la biserică, dar așa, doar uh, pentru... A, a, face plăcerea părinților. De ce mergeați mai rar? S-a întâmplat ceva? Am prins gustul acestei lumi, viața de tânăr și de fapt puțin mai târziu visurile erau mai mult îndreptate spre California. Nu știu dacă vă amintiți, era și acum la ascult cu plăcere acest cântec Hotel California de Eagles. Gândindu-mă la barurile de noaptea din California și la toate lucrurile acestea am zis că viața de tânăr să trec frontiera fraudulos. Mai ales că și, erați acolo în zonă. Da, și în special că am, când am terminat și armata, am lucrat la întreprinderea minieră din Moldova Nouă la o stație de înaltă tensiune și în fiecare zi vedeam Malul celălalt al sud. Atunci era Iugoslavia, nu Serbia, și mă gândeam să trec frontiera. Și în 22 decembrie 1978, la ora 12:30, la prânz, am trecut frontiera. Dar aș vrea să menționez aici, fiind crescut în familie de baptiști, fiind crescut în România, într-o țară creștină, am spus lucrul acesta. Doamne, dacă tu mă ajungi pe mine să trec frontiera, îți promit că am să fiu un băiat cu minte în Australia și o să-ți slujesc. Hmm, un fel și... de târg. Exact. Din partea mea a fost un târg, dar în providența lui Dumnezeu am trecut frontiera și n-am avut... ziua nici... mea Da. N-am avut niciodată gândul Australiei sub nicio for, nici în vis. Totdeauna visul a fost America. Și s-a schimbat direcția din Belgrad, pentru că am fost prins în Belgrad. Am fost pus în celulă pentru 5 zile, până când numele meu a fost curat, au știu cine sunt. Și a fost un colonel de securitate în Iugoslavia, la Poliția Federală din Iugoslav, care era român căsătorit în Serbia. Și el a fost translatorul meu. Și el a spus, tu doar vorbește, că eu știu ceea ce trebuie să spun, ca să poți să ieși din Iugoslava. Pentru că în vremea aceea, Tito era și cu Vestul și cu istru, și cu România. Și nu era sigur. Deci asta vreau să spun, că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și toate lucrurile au mers așa de bine până când am ajuns în Australia. Dar ajungând în Australia, eu tot am continuat să mă împlinez visurile. Erați o... în căutarea hotelului California. California, da. Și uh, cinci ani de zile... Ați uitat de promisiune. Am uitat de promisiune. După 5 ani de zile am intrat într-o depresie nervoasă. Noaptea la ora 12 am, dintr-un vis, am intrat într-o depresie nervoasă. Din momentul acela am gândit numai negativ. N-am mai avut niciun strop de pozitivitate în mintea mea. Numai negativ. Am un moment de sinucidere. În două săptămâni am slăbit vreo 10 kg. Nu puteam să mănânc, nu puteam să văd pe, pe nimeni. Acum mi-amintesc din aceste doar 5%, așa rău am fost. Câți deci, ani aveați? 29 de ani. Am, Erați am căsătorită atunci? atunci? -am, da, eram căsătorită. Atunci mi-am mi cunoscut soția în Australia, am ajuns în februarie în 79 și am, am întâlnit-o pe Helen la sfârșitul lunii lui decembrie în 79 și după 2 ani de zile ne-am căsătorit. Era româncă? Româncă din Sighișoara. Plecat în Australia în 1973, 6 ani înaintea mea. Și din acel moment n-am mai putut să învăț soția, fratele care venise după 5 ani după mine și absolut pe nimeni. Aveam momente de sinucidere, nu puteam să mănânc, aveam frica de moarte, palpitații de inimă, credeam în fiecare moment că fac art atac, nu puteam să văd ambulanța, nu puteam să văd transpiram rece, a fost groaznic. groaznic. Noaptea mă trezeam din somn, alergând vise prin cimitire și ca să fac povestea puțin mai scurtă, înainte de a, -a intra în această depresie nervoasă, am lucrat pe un camion și într-o zi, un domn mi-a bătut în geam. s am vorbit de providența lui Dumnezeu. Și a zis către mine, zice, Domnule, Dumneata, muți case? Și am zis că da. Și cât uh, ce pe pe oră? Și am spus, dacă este o persoană 25 de dolari, dacă îți 250. Și el a zis că trebuie, a, 50. Și mi-a dat cartea de vizită. Domnul era un psiholog. Și m-am dus acasă și am arătat cartea de vizită soției. La câteva săptămâni am intrat în depresie nervoasă. Am fost la un doctor român-ebreu, foarte bun prieten de al meu, prima dată și prima dată. Și am spus, uite ce am. Medicul român mi-a dat diazepam să dorm noaptea. Nu mi-a trecut. Eram... Și m-am dus la un medic egiptean, și el m-a controlat și mi-a spus că n-am nimic, așa, sunt sănătos ca piatru. Fizic. Fizic. Și atunci ce am făcut, mi-am amintit de promisiunea și că există un Dumnezeu. Soția era plecată la Paris. Eram singur acasă. Soția a fost plecată la Paris pentru că a murit unchiul său și a plecat cu maică sa, să nu lase singură. Și mi-am amintit că așa astăzi, maică mea era în vizită la, la, noi în Australia. Am fost în, în cameră singur, am îngenunchiat și am strigat la Dumnezeu și m-am rugat. Și acolo în cameră am plâns, mi-am mărturisit toate păcatele și am spus, Doamne, dacă Tu mă scoți din stările acestea de depresie, pentru că am crezut la un moment că am înnebunit, prietenii m-au părăsit, chefurile nu mai erau cum erau odată înainte. Nu și mai aveau rostul. Da, și nu mai aveau rostul. Și singurul Singura scăpare, singurul refugiu a fost la Dumnezeu. V-ați amintit în acel moment tot ceea ce au pus părinții în copilărie, a contribuit cu ceva bagajul acela sau a fost un moment în care ați luat-o de la zero? Cred că contribuția părinților uh, a avut uh, un efect. Credința este o relație personală cu Dumnezeu, adică cred că totdeauna îți dai seama, religia nu te ajută cu nimica chiar dacă am fost un, să spun așa, că eram de religie baptistă și m-am dus la biserică o până la vârsta de 14 n-am înțeles nimic, chiar dacă am cântat într-o orchestră sau chiar dacă am luat parte la, la serviciile la biserică, n-a fost nimic care să mă afecteze. Mă duceam că asta a fost tradiție, să spun. Abia după ce am trecut frontiera și când am intrat în stările de depresie și când am, nu mai aveam niciun refugiu, nu mai aveam de ce, de ce să mă agăț, efectiv. Atunci am strigat la Dumnezeu și eu în fiecare noapte mă trezeam și chemam ambulanța. Mă îmbrăcam poate mai repede cum mă îmbrăcam când eram soldat. Datorită faptului că aveam palpitații de inimă și mi-era frică că o să fac heart și să mă duc la spital. Într-o noapte, n-am o pe soție. Dar în noaptea aceea am avut un vis unde m-am trezit în acel vis că eram într-un cimitir și alergam. Și dintr-o groapă a ieșit un schelet. Și în momentul acela, eu cum eram în depresia nervoasă, am zis că îmi dau duhul, mor. Când eu am deschis ochii speriat din acel visul acela urât, am avut o voce, dar nu o voce așa cum mă -au, auzi acum. Uh, stai liniștit, că nimic nu ți se va întâmpla. Dar din momentul acela, nu știu cât a fost ceasul, că a fost întuneric, am avut o pace care n-am dormit deloc până dimineață, Dar eram într-o pace, ca nu pot să o descriu, și o liniște. Dimineața când s-a trezit soția, m-a întrebat de ce nu mai cum ai dormit azi noapte? Nu m-ai trezit. Și am spus, am explicat ce s-a întâmplat. Ea a crezut că am luat o raznă. Nu mai sunt... Uh, și am tăcut din gură, nu m-am simțit bine pentru că experiența pe care eu am avut-o și n-am putut să o conving și ea m-a înțeles invers dar am tăcut din gură și am spus în rugăciunea mea am spus, Doamne, dacă Tu mă ajut să scap din această depresie îți promit că am să fiu un servitor pentru toată viața mea. A doua am, promisiune. A doua promisiune. M-am cerut iertare pentru prima. V-ați amintit că prima nu a oh, da, iertare. Da, 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 În loc să ca o biserica, am căutat discoteca. Hm. Și am după ce am mers la cei doi doctori uh, și n-au putut să mă ajute cu nimica, mi-am amintit de acest psiholog. Și am spus soției, dragă, hai să mergem la Graham Little. El a fost un model. A fost în depresie nervoasă, la fel ca și mine. Și după aceea s-a dus și a studiat psihologia. Și a devenit cel mai bun psiholog în Melbourne. După acea depresie pe care l am avut. M-am dus la el. Eu n-am știut de deci ce el mi l-a spus după, după, după aceea. Și uh, m-a văzut, oh, ce faci cu mine? hai să bei o, o, cană de ceai. Și am spus, sunt bolnav. ceai ai? Și am spus. Și mi-a spus, nu pot ca să te tratez pentru că am o... de seară vine o domnișoară cu anorexie. Dar vin o mâine seară. Și eu îi spuneam la Helen, la soție. Mă gândeam, ce medicamente îmi dă ăsta acum? Pentru că celălalt medic, doctor, mi-a dat de pame dormit, de dormite. Și a acest psiholog nu mi-a dat niciun medicament. A fost creștin. Mi-a spus așa, uite, m-a ascultat prima dată. I-am spus cum am trecut frontiera, cum am stat zile în, în celulă, în, în Beograd, cum am ajuns aici, fără bani în sala. de unul Nu, că vrea să și știe toată viața, să vadă de unde de am De problema. Problema. După ce m-a ascultat, mi-a spus că nu poate să-ți dea seama, dar trebuie să mă vadă de cel puțin patru sau cinci ori. Am devenit prieteni și mi-a spus așa, că mi-am spus și cum am crescut în familie de bapte, și tot, tot, cum spun acum, vă spun, mi-a spus, uite, numai Dumnezeu te poate ajuta. Tu ce trebuie să faci? Să nu te rogi lung, scurt, tot trei cuvinte și mi-a dat niște ce să fac. Când intri, că ai te atac, ți-e frică, să faci un duș, să bei ceva cald un ceai, să stai de vorbă cu ce să suni pe cineva la telefon, să mergi la not, să te accepti pe tine cum ești. Asta a fost secretul, să te accepti pe tine cum ești. Pentru că noaptea când mă trezeam și aveam palpitații, îmi simțeam inima după ceafă. Și atunci vorbeam cu mine singur și respiram și spuneam, acceptă-te așa cum ești, nu se întâmplă nimic, nu vei muri și pentru că era frica morții. Doi ani de zile a fost complet. Nu puteam să văd cimitiruri, nu, nu, nu vorbesc să intru în cimitir. Și când eram la Știnăpari, între Cărbunaș și Știnăpari, este un cimitir și când eram tânăr, eram cu fetele, să treceam prin fața cimitirului la 12 noapte, nu aveam nici grijă. Acum nu puteam să trec prin fața unui cimitir în cursul zile, să trec, nu, pe, era pe stradă, să trec, transpiram rece imediat, imediat aveam palpitații de inimă și doi ani de zile am suferit cumplit. N-am făcut altceva decât m-am rugat. Într-o zi trebuia să am un, o librare în cimitir. <sus> și când m-am văzut că trebuie să mă duc acolo în cimitir, am oprit mașina în fața cimitirului și m-am rugat. Și am spus, Doamne, eliberează-mă. Dă-mi putere să intru în acest cimitir acum. Am intrat cu mașina în cimitir și era un cimitir de asta mare, un parc fr frumos, dacă pot să spun cimitir frumos. Și a, când am ieșit afară și am putut ca să biruiesc această frică, am sărit în sus de bucurie că am putut să, să biruiesc această frică a morții. Imediat am dat telefon la psiholog. Și am spus, și el mi-a zis mie, praise the Lord, am, am așteptat ca 5 ani de zile să dureze această depresie. Dar uite că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și doar doi ani. Și după această depresie, am simțit ajutorul Dumnezeu, M-am înscris la Facultatea de Teologie la Melbourne University. De ce? Ați vrut să fiți pastor sau alte motivații ați avut? Pentru că am spus că o să fiu un slujitor al lui Dumnezeu. Am început, pe urmă, să ajut pe cei care au fost în depresie. Înainte de a-ți face termina studiile teologice, am făcut psihologia și counseling în centru școlii de teologie la universitate. Și de acum... Am început să le vorbesc la alții de dragostea Domnului Isus Hristos, cum ce arăta dragostea față de mine, și să-i ajut pe cei care erau de acum în depresie. Deci, după 2 ani, ați fost vindecat? Da. Complet sau a fost gradual? Com, a fost 95%, am fost complet vindecat. Mai aveam așa, apăreau când eram obosit, dar deci n-am mai. Am simțit din partea lui Dumnezeu să împărtășesc și la alții experiența mea, să vorbesc de dragostea Lui și cu ajutorul Lui, de 22 de ani, slujesc Lui Dumnezeu și slujesc cu oamenii. Interesant. Întâlnire cu Dumnezeu în timpul depresiei. Da. Timpul... Cred, cred că dacă nu aveam depresia aceasta, deci cred că dacă Dumnezeu nu mă punea la colț... Ați fi mers prin baruri multă da, vreme. Da. Dar nu știu dacă... Nu știu, cred că acolo a fost timpul. deja deci asta tot este providența și dragostea lui Dumnezeu care și-o arată față de toată omenirea. Este doar singurul lucru ceea ce ne lipsește, că mă includ și eu, este să putem să prindem unda când Dumnezeu ne vorbește, într-un fel sau într-altul. N-aș dori la nimeni să-L cunoască pe Dumnezeu cum l-am cunoscut-o, dar totuși este o binecuvântare când te uiți înapoi, ca să-L cunoști pe Dumnezeu. L-ați auzit? Da, da. A fost singura oară în viață în care l-ați auzit? Într odată l-am auzit și odată m-a trezit. Am avut momentul când m-a trezit din somn și mi-am spus, du-te acum. Asta a fost mesajul. Și am fost. Interesant întâlniri. Întâlnirile cu Dumnezeu nu se pot încadra într-un șablon. Pentru că nu. el nu poate fi încadrat într-un șablon. E imprevizibil. Nu, și cred că fiecare... Uh, fiecare persoană are experiența personală cu Dumnezeu. Eu merg dincolo de a avea o etichetă a unei denominații sau a unei Corect. Ce ați învățat despre Dumnezeu din întâlnirile pe care le-ați avut? Dacă ar fi să mi-l descrieți? E dragoste? Și chiar atunci când eu n-am simțit, sau chiar atunci când am crezut că sunt părăsit, sau chiar când am crezut că l-am întristat pe Dumnezeu, el a continuat să mă iubească. Nu voi era adversar atunci când da. v-ați încălcat promisiunea da. de el. Deci, chiar i-am promis, am trăguit cu el, el a continuat să mă iubească. În schimb, eu am avut uh, sentimente a, l-am supărat, l-am întristat, nu sunt a, a. Negat. Negat, da. Dar el a rămas și rămâne. Asta este natura lui Dumnezeu dragoste. Asta este o concluzie bună pentru discuția noastră. De foarte multe ori, chiar și creștinii au sentimentul că Dumnezeu este mâniu și supărat pe ei, pentru că ei nu se ridică la înălțimea așteptărilor, pentru că nu sunt perfecți, pentru că nu citesc destul de mult Biblia, nu merg destul de des la biserică, nu se roagă atât cât și-ar dori, și sentimentul acesta de culpă îi face să, să, să considere că Dumnezeu ar fi supărat pe ei, nu ar fi prea încântat de ei. Dumnezeu rămâne același. Chiar și în momentul în care l-am supărat, chiar și în momentul în care noi am greșit, am, uh, chiar merg puțin mai departe, chiar și atunci dacă am păcătuit. Și avem, avem uh, remușcări, uh, sentimente de a credea că ne-a părăsit uh, sau. dar tot ceea ce ar putea să vină în mintea noastră negativ. El nu schimbă natura, El ne iubește. Și nu se schimbă. La Maleachi, spun, eu sunt un Dumnezeu care nu mă schimbă. Și nu se schimbă. Rămâne același. Și îmi place că în cartea evrei spune, Iisus Hristos este același, ieri, astăzi și în veci. Și mai frumoasă dragoste ca Dumnezeu Iisus Hristos nu poate, n-a arătat-o nimeni pe terra, în cosmos. <laughs> în cosmos. Care este ultimul moment zero pe care l-ați avut sau la care ați dori să vă opriți? Dorința este să îi slujesc lui Dumnezeu în sfințenie, dar în același timp sunt conștient. Sunt conștient că... Haideți să fiu puțin mai transparent și mai sincer. Faptul că am trecut prin această experiență cu Dumnezeu, nu-mi place să fiu un fariseu și să spună... Sunt conștient că sunt încă în acest trup. Voi greși și știu că nu o să pot ajunge la sfințenia pe care fiecare dintre noi ne-am dăruit și sunt convins, oricare creștin, orice denominație ar avea, fiecare dintre noi vrem ca să avem, să fim buni. Dar dacă sunt ceea ce sunt, sunt doar mai pentru că Domnul Isus Hristos. Deci eu nu pot să ajung și niciodată, orice aș face, n-aș putea prin anumite lucruri pe care le fac, fie că dărnicie, fie dragoste față să de să-l Asta este pe Dumnezeu. Nu, no, nu, no, nu. No. Asta este doar uh, ceea ce caut să fac, este datorită faptului că credem în puterea Duhului Lui Dumnezeu, care El ne căl călăuzește și ne ajută, dar uh, Dumnezeu este satisfăcut datorită jertfei Domnului Isus Hristos. Și el când se uită la mine, se uită așa, prin Domnul Isus. Și cred că aici este, aici este cheia pe care eu acum înțeleg scriptura și teologia. Dacă sunt ceva, sunt doar în datorită Domnului Iisus Hristos și nici de cum abilităților mele, înțelepciunii mele, cât eu sunt de sfânt sau cât aș demonstra eu uh, sfințenia. Da. Asta este mai teologic. Și experiența mea care am avut-o cu Dumnezeu. Ideea e că, într-adevăr, aceasta este cheia. Da. Ne e atât de cunoscută. O auzim predicată în toate bisericile. Se plimbă pe lângă urechile noastre, dar nu ajunge în inimă. Pentru că am întâlnit în en... extraordinar de mulți oameni care trăiesc un creștinism al faptelor. Nu că ar trebui să, există existe o discrepanță, să cred una și să fac alta, dar care încă trăiesc cu lipsă de bucurie, dacă vreți, trăiesc cu atitudinea fiului cel mare, din, din, pilda, mm, mm, uh, da. din pilda fiului risipitor, Noor. care slujește ca o slugă și crede că în felul acesta câștigă bunăvoința tatălui, dar nu realizează nimic din, din frumusețea relației cu tatăl său. Acum, cred că este aici o... Uh, trebuie să facem puțină distinție. Noi spunem de multe ori și din a, noi suntem mântuiți doar prin credință și nu prin fapte, prin credință și prin har. Și atunci de ce punem tare mult, ne frământăm și ne, ne, acuzăm pe noi însăși atunci când nu facem fapte? Ce se întâmplă cu Harul? L-am lăsat pe Domnul Isus. Eu cred că dacă gândim așa, n-am cunoscut mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Trebuie să facem distinție între mântuire și răsplată. Da, faptele fac parte din răsplata, nu mă pot pune eu niciodată cu Richard Urbrand, cu Watchmanie. Nu mă pot pune eu cu. Uh, au fost decapitați martiri pentru sau cu alți preoți care au murit în pușcările uh, comuniste. Deci, eu vor avea o răsplată mult mai mare. Dar noi toți suntem mântuiți prin credința în Domnul Isus Hristos și harul pe care l-a dat Dumnezeu. Cred că aici trebuie să facem și faptele. De fapt, au fost pregătite să umblăm în ele după ce l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Suntem la finalul acestei emisiuni? Da ce repede a putut să zboare timpul, însă cred că a fost de folos. Sunt mulți creștini care trec prin această vale a depresiei. Unora le este și rușine să se recunoască, să afirme. E o realitate însă pe care nu o pot nega. Ați trecut prin perioada aceasta nu când erați creștin, nu. ci a fost motivul care v-a condus la da. Hristos, o încercare care va a condus înspre el. Un mod în care Dumnezeu a lucrat cu viața dumneavoastră lucrează diferit cu fiecare dintre noi, însă cred că și discuția de astăzi nu a făcut decât să sublinieze un lucru pe care îl tot amintim. Dumnezeu vorbește în moduri diferite, ne găsește acolo unde suntem, iar intervenția sa plină de dragoste nu are alt scop decât mântuirea și reabilitarea noastră. Ce ați dori să le spuneți ascultătorilor noștri acum la finalul discuției noastre? Aș vrea să spun la finalul discuției noastre, în special celor care trec prin, depresie, prin stări de depresie, Cheia succesului în depresie este să te accepți pe tine în sus așa cum ești. Când vei, reajung, când vei ajunge la acest stadiu să accepti starea că ești în depresie, se întâmplă atunci când ai panic attack, când ai palpitații de inimă, când transpir rece, când spui că acum totul s-a dus sub picioarele tale și ești gata, trebuie să înveți. Că atunci când ai stări de panică, să vorbești cu tine însuți, să spui sunt ok, sunt bine, o să fiu peste 50 de minute mai bine, să respiri de trei ori adânc și să lași aerul să afară, caută și vorbește cu cineva la, ori la telefon, ori, iar mai mult decât atât, să te pui pe genunchi și acela care este deasupra tuturor lucrurilor, el te poate ajuta. Poate că par banal, dar a și tu experiența că am făcut E eu. adevărat. E adevărat. Un, adevărurile sunt simple întotdeauna. Da. Și da. dacă le aplicăm, descoperim forța da, lor. Da. da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Mulțumesc. Dragi ascultători, împreună cu noi, astăzi a fost pastorul Corin Izvernariu de la Biserica Baptistă Dallas din Melbourne. De 36 de ani este plecat în Australia. L-a întâlnit pe Hristos acolo, într-un mod în care nu poate să existe nici îndoială, nici confuzie. Iar intervenția lui i a schimbat viața. Dumnezeu să intervină în viața fiecăruia dintre noi și permiteți-i să vă vorbească și vouă. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul 0. O emisiune realizată de Cristina Olariu.